Iată-ne, ajungi la acest moment. Am promis încă de anul trecut că în această primăvară voi planta cei 100 de sejar în Parcul Municipal din Roman. Pe de o parte ca un gest simbol de sărbătorire a centenarului, pe de altă parte e o acțiune pe care o facem în fiecare primăvară, plantarea de arbori pe raza municipiului Roman. În acest an începem prin plantarea acestor 100 de sejari în Parcul Municipal, urmând ca în perioada imediat următoare, de asemenea și prin voluntari, și prin intermediul asociațiilor de proprietari, dar și prin intermediul colegilor mei de la servicii pentru situații de urgență, să plantăm alte câteva mii de copaci, undeva în jur de 15 de copaci și în acest an. În același timp continuăm și acțiunile de toaletare pe raza asociațiilor de proprietari, a arborilor din municipiul Roman, astfel încât până când copacii vor intra în vegetație să acoperim o rază cât mai mare de arbitrare. Știți cumva câți copaci au fost tăiați din parc? Anul acesta în parc au fost tăiați foarte puțin copaci, cred că undeva în jur de 10 maxim. Noi oricum în fiecare an plantăm mult mai mulți, vă spuneam și anul trecut am avut plantări plecați de la premisa că în parc sunt peste 4.000 de arbori, deci ceea ce înseamnă că intervenim doar acolo unde punctual este cazul și sunt copaci care pun în pericol siguranța oamenilor și a bunurilor.